Bună seara, doamnelor și domnilor. Invitatul nostru de astăzi este președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Democrat, domnul Marian Lupu. Domnule președinte, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara, mulțumesc pentru invitație de multișor. Trebuie să recunosc în fața tuturor că au venit între timp mai multe invitații din partea lui Gheorghe. Iartă-mă, agenda care s-a dovedit a fi numai puțin încărcată decât în trecut, chiar nu mi-a permis. Îmi face o plăcere să ne revedem. Mulțumesc, domnul președinte. Apropo, în contextul ăsta, noi, eu din Multișor nu v-am văzut pe dumneavoastră la apariții TV, la emisiuni TV de genul ăsta. Da, așa este, corect. Și chiar m-am uimit nițel, ca să fiu sincer, că ați acceptat invitația. Să nu vă fie cu mirare, fiindcă eu mi-aduc aminte că avem ani buni de dialoguri, pe locuri mai grele, pe locuri mai plăcute, dar de fiecare dată foarte interesantă din punctul meu de vedere. Nu flatez, nu sunt complimente, știi foarte bine că spun acest lucru, nu fac avansuri pentru emisiunea care vine, am glumit, evident. Deci, nu e de mirare, fiindcă eu sunt omul care ține la tradiții. Iar convorbirile noastre în cadrul acestor emisiuni, indiferent de canalul televizat, cel puțin din punctul meu de vedere, a devenit o tradiție. Mulțumesc, domnule președinte, două oară, dar eu n-am simt așa cu minte. Deși... Nici n-am avut intenție. Apropo, copiii dumneavoastră, nu o să mă deteste după emisiunea asta că ați acceptat de ziua lor, că nu că stați cu ei în această zi, ați venit la mine? Pentru părinți, copiii mereu rămân copii. Dar cred că la vârsta de 20 și 22 de ani, da, un pic au depășit. Oricum, felicitări tuturor, familiilor, părinților, buneilor, cu prilejul zilei de astăzi. A fost o inițiativă bună, apropo, a colegilor noștri, de coaliție, fie și din trecut, chiar merită. Ei, și acum despre țară. Păi și până acum a fost despre țară. Domn președinte, când vin domnii de la Comisia de la Veneția să dea, așa zisul, verdict sau să dea cu părere referitor la votul mixt votat de către dumneavoastră și cei din Partidul Socialiștilor? Concret și foarte succint, domnii nu o să mai vină în Republica Moldova. Uh-huh. Experții de la Comisia de la Veneția au vizitat țara noastră așa cum cer cutumele și cum cer regulile de procedură. Au avut toate întrevederile pe care și le-au dorit. Acum, mingea este de partea lor, urmează să se producă, să fie produs, elaborat proiectul avizului, apoi în cercul intern, Comisia de la Veneția, Consiliul Europei, OSCE-ul, să fie discutat și la următoarea ședință a Comisiei, care, dacă nu greșesc, va avea loc pe la mijloc de iunie, că e 14, că e 15, că e 16, nu am date precise, acest aviz o să fie aprobat. Din acel moment, avizul dat o să devină poziția oficială a Consiliului Europei, care o să ne fie trimisă în mod oficial. Dar ei nu dau un aviz negativ sau pozitiv, din câte știu eu, ei vin cu niște recomandări pentru îmbunătățirea proiectului sau niște sugestii ce țin de înlocuirea unor articole respective, nu? Nu este un verdict foarte direct. Din experiența mea, fiindcă am avut zeci de proiecte, din 2005 încoace, zeci de proiecte la diferite subiecte care au fost elaborate, aprobate în prima lectură, trimise la Comisia de Veneția și apoi, primind avizul Comisiei de Veneția, țineam cont de aceste recomandații pentru definitivarea și votarea fiecărui proiect de lege în a doua lectură și cea finală. Aveți perfectă dreptate, Gheorghe. Comisia de Veneția nu deprinde să dea avize, figurativ vorbind, politice. Deci Comisia de Veneția nu vine cu un aviz care spune da, se poate sau nu se poate. Da, e bine sau nu, e rău. Comisia de Veneția mereu are un principiu fundamental și este firesc acest lucru. Sunt respectate normele suveranității oricărei țări, oricare țară este stăpână la ea acasă și autoritățile țării, într-un dialog larg în dependență de proiectele de lege, le discută, se adoptă deciziile politice și respectiv se votează cu tare sau cu tare lege. Or, aici este foarte important că în avizul Comisiei de Veneția, experții vin cu recomandații de ordin juridic. Ia trag atenția, la anumite momente mai proaste, mai slabe, da? În proiectul de lege, neclare, cu lipsă de structură, și vin cu recomandări de îmbunătățire. Și de această dată sunt mai mult ca sigur că se va întâmpla exact în același fel. Domnul președinte, da, recomandările celor de la Comisia de la Veneția, ele sunt un fel de ordine voalate pentru guvernarea de la Chișinău, oricare ar fi ea. Eu mă refer, în 2005, am spus asta. Categoric. Haideți, eu vorbesc la acest subiect nu teoretic, nu ipotetic, dar ieșit dintr-o experiență practică personală.
Eu țin minte mai multe cazuri când aceste avize incorporau recomandații care noi, integral, 100%, le luăm în considerație. Am avut și multe cazuri când doar o parte din ele, că 50, că 70, că 80% în dependență, țineam cont de ele și erau incorporate în a doua lectură. Nu trebuie să căutăm aici nuanțe voalate, ordine voalate și filosofia de genul că dacă nu țineți cont de toate, absolut toate aceste recomandații, atunci am stricat relațiile și s-a stricat toată nunta. Este un proces firesc care nu a început ieri și nici alaltă ieri. Durează deja, slavă Domnului, de la 95 încoace, de când Republica Moldova a devenit membru al Consiliului Europei. Nu gândesc că de această dată acest proiect de lege va fi o excepție. Vor fi aplicate aceleași norme, aceleași proceduri și exact aceleași abordări care au fost abordate tot timpul în trecut. Și dacă recomandările lor vor sugera faptul că trebuie să lăsați deoparte, deocamdată, acest proiect pentru schimbarea sistemului electoral din Moldova, nu se poate. Va ține cont? Nu poate, fiindcă eu am început prin a vă spune că, reieșind din experiența de 20 ceva de ani de zile, un asemenea verdict că dragii noștri moldoveni și autorități din Moldova, ideea e bună, dar nu pentru acum, sau ideea pentru voi nu e bună, e proastă, așa ceva nu poate fi, prin definiție, incorporat într-un aviz al Comisiei la Veneția. Cu alte cuvinte, până la sfârșitul iulie, în Parlament se va vota în lectura a doua, votul mixt. Eu gândesc că, reieșind din ceea ce va fi scris, și eu pot să pretind că știu ce va fi scris, nu ca și conținut oricare punct, dar ca și abordare. Fiindcă din discuțiile pe care le-am avut la întrevederile cu cei de la Comisia la Veneția, din întrebările care îți sunt oferite, poți să deduci anumite subiecte de interes particular pentru ei. Și vreau să vă spun că au perfectă dreptate. De exemplu, erau puse întrebări. Cine va determina numărul de circumscripții? Foarte logică întrebare. Fiindcă există două abordări. Ori că numărul de circumscripții este lăsat la decizie, ca și decizie la latitudinea cecului, este o a doua posibilă abordare, că printr-un document, fie hotărâre de Parlament, fie în lege propriu-zisă, se stabilește numărul de circumscripții. Cum va fi reprezentată diaspora? O altă întrebare. Printr-o cotă, ori printr-un model care este aplicat în Europa Occidentală, spre exemplu în Franța, o înregistrare prealabilă a tuturor votanților. Recent am fost la Strasbourg și am auzit un lucru foarte interesant, curios pentru mulți, cred că va fi. 16.000 de francezi locuitori din Strasbourg nu au putut să voteze la alegerile prezidențiale recente din Franța. De ce? Fiindcă sunt oamenii care și-au schimbat locul de ședere, nu s-au înregistrat potrivit rigorilor legii și respectiv au rămas în afară. Deci am adus așa, ca și exemplu, există mai multe sisteme în lume. Și în Europa în special. Deci, ca și concluzie, Comisia la Veneția nu o să vină, fiindcă nu poate să vină. Eu nu aștept Comisia la Veneția să facă o excepție și o abatere la propriile sale rigori și legi. O să vină cu recomandații de ordin juridic. Așa. Pentru noi, aceste recomandații nu sunt condiții. Pentru noi, aceste recomandații vin ca niște piese de expertiză. Importante. Nu am fi noi chiar cei mai deștepți în această lume. Deci, aceste sugestii, cu siguranță, pot să îmbunătățească destul de bine această lege. Este ca până la sfârșitul iulie să-l votați în lectura a doua. Ca și respectiv, având acest aviz al curții, al Comisiei la Veneția, să-l discutăm, să vedem cum incorporăm, ce incorporăm, asta deja ține de comisii respective, de majoritate parlamentară și da, aici aveți perfectă dreptate. Logica ne spune că până la sfârșitul acestei sesiuni, legea urmează să fie discutată și votată în a doua lectură. Pentru că unii spun că scopul PD-ului până la urmă va fi de a-l implementa pentru anul 2022, acest vot mixt. Areți, aici răspunsul meu o să fie unul foarte simplu și unul foarte scurt. Cu părere de rău, constat și de această dată, noi suntem în continuare o țară de bârfe, zvonuri și tot felul de discuții nefondate, de invenții, de tot felul. Îmi rămâne doar să repet. Este o inițiativă care nu vine din partea PDM-ului. PDM-ul doar a preluat această inițiativă populară. Eu încă din 2010, din august, am început să aud din ce în ce mai intens, la întrevederi cu oamenii, această doleanță.
Noi am fost acel partid care a preluat această doleanță și am transformat-o într-un proiect de lege, într-un proces care o să ducă la aprobarea legii. Eu nu văd, nu simt, nu am avut noi alte discuții. La ce bun să ne jucăm acum cu proiecte de legi pentru anul 2022? Am auzit alte voci din partea opoziției, pe care, sincer să vă zic, nu prea le înțeleg ca și logic. Ei spun în felul următor. Nu, bine, discutăm, dar nu pentru acum, nu 2018, dar pentru 2022. Atunci întrebarea mea este stranie logică. Adică inexistentă logică. Ar spune o prostie, din punctul meu de vedere. Acum, această abordare, acest model nu este bun, dar în 2022 o să fie tare bun. O să ducem lucrul până la capăt. Dar dumneavoastră sunteți de acord cu faptul că doar PD-ul și socialiștii și un pic opoziția de dreapta care noi în Parlament ce? Ajung în următorul Parlament în baza acestui vot mixt? Eu vreau să vă zic că și PD-ul astfel va fi la guvernare până în 2022? Toate calculele și toate discuțiile pe care le-am avut. Toate calculele dumneavoastră acolo la PD arată că arată că proporția, echilibru, plus minus, cu o delta foarte mică de diferență dintre sistemul actual și sistemul mixt, și în un caz și în al doilea caz sunt aceste trei forțe care oricum acționează în Parlament. Repet încă o dată. Fără schimbare radicală de situație. Același PSRM, sondajele arată, da? PSRM, PAS, PD, și în sistemul proporțional și în sistemul mixt. Diferențele, da, pot fi de o delta anumită, plus minus. Dar asta deja o să fie la decizia poporului. De ce am spus, de ce subliniez acest lucru? De-ar fi să fie că aplicarea sistemului mixt să dea peste cap situația în comparație cu sistemul proporțional pe lista de partid, aș înțelege, aș spune, da, asta noi o facem ca să ne schimbăm noi poziția, să ne întărim puternic și să guvernăm mai departe. Realitatea este alta. Și vreau să vă spun că în toate discuțiile pe care le-am avut, inclusiv la acest subiect, și la Bruxelles, și la Strasburg, independență unde se adună Parlamentul European, practic toată lumea acest lucru, ascultând argumentele, a recunoscut și, de fapt, lucrul ăsta a ajutat foarte mult la calmarea spiritelor, fiindcă fiecare forță politică, fiecare politician așa are maniera sa de a discuta cu partenerii de dezvoltare. Unii încearcă să fie mai obiectivi, alții încearcă să îndruge vers și uscate. Atunci când se pune pe masă, într-adevăr, plus minus situația echilibrată și plus minus obiectivă, și când oamenii văd că principiul echilibrului, da? Balanced situation, cum spuneai, nu are de suferit, atunci ce să mai discută? Sunt aceiași jucători. Spiritele de dacă Parlamentul European a amânat cu o lună aprobarea pachetului ăla ce ține de 100 de milioane de euro pentru poporul Republicii Moldova. Bine, haideți să vă povestesc în două minute de unde s-a pornit toată această istorie și ce m-a făcut să fiu împreună cu colegii la Strasburg. Și în după zadar vizită, asta a fost partea... Și nu în zadar a fost acest lucru, dar am o mare plăcere să constat acesta. Nu în zadar. Această vizită a jucat un rol foarte important, dincolo și de alte așa considerente. Că este o întâmplare sau nu, să o judece cei care ne privesc. Dar știți că cu vreo săptămână, două înainte de a se porni toată dravela la Parlamentul European, a fost o vizită a unor reprezentanți, unor partide extraparlamentare, în opoziția de dreapta. Mie nu mi se pare întâmplător că imediat după o asemenea vizită și discuții s-a pornit un proces urât din punctul meu de vedere. Și eu sunt mai mult ca sigur că a fost inspirat, fiindcă eu nu cred în întâmplări în această viață. A fost pusă pe rol o procedură, o încercare de procedură să fie anulat mandatul Parlamentului European, să fie anulat mandatul Comisiei și Consiliului European pentru asistența macrofinanciară pentru Moldova. Fiindcă vezi tu, nene, așa sunt capriciile, dorințele și, de fapt, o abordare lipsită de echilibru, lucru care a fost confirmat de către unii actori care erau mai ferbinți și care au pornit toate aceste istorii în Parlamentul European, după ce am avut întrevederile și discuțiile cu ei. Vă imaginați, de unde s-a pornit această istorie? Deci Maia Sandu și Andrei Năstase au reușit să convingă un Parlament European întreg? Maia Sandu și Andrei Năstase, eu n-am stat de vorbă cu ei și n-am auzit ce le-au spus ei partenerilor europeni, dar repet încă o dată, eu nu cred în întâmplări în această viață, când imediat după o asemenea vizită se pornește un asemenea proces. Credeți dumneavoastră, Gheorghe, că... Deci sunt influenți oamenii. Deci, vorbim nu de întreg Parlamentul, vorbim de anumite grupuri politice.
În special în grupurile politice sau grupul politic din care fac parte sau sunt afiliați. Detalii nu o să vă pot să le spun, fiindcă există niște norme nescrise. Eu vreau să rămân în continuare un interlocutor de nădejde care știe să țină conținutul discuțiilor în acel format în care le s-au produs. Fiindcă dacă devii o gură spartă, vă dați seama, Gheorghe, că după aia nimeni nu discută cu tine. Eu apreciez foarte mult acel statut, acel respect, acea poziție pe care de-a lungul anilor mi-am făcut-o la Parlamentul European și țin foarte mult la ea. De asta, ca să încheie această idee. Încă înainte de plecarea noastră, 3 zile au fost suficiente pentru a stopa acest proces, da? Inițiativa pornită de anulare a mandatului. Nu doar a-l stopa, dar a-l reîntoarce într-o albie absolut ferească și normal. Și nu este vorba de o lună de zile. Vreau să vă spun că înainte de plecarea noastră de la Strasburg, deja colegii de acolo, parlamentarii europeni, m-au informat în cadrul ultimei întrevederi că a și fost stabilit calendarul, foarte concret, când se produce trialogul, când trece în Comisia Parlamentului European ultimul aviz și când se face votul. Deci banii vin, votul urmează să fie pe la început de iulie, da, noi putem vorbi de o anumită întârziere, dar este o întârziere fără a oferi date concrete de maxim 2 săptămâni. Iar asta e costul unor porniri, din punctul meu de vedere, dezechilibrate și puțin responsabile. Dar nu se cheamă asta luptă politică? Din punctul meu de vedere, nu. Lupta politică, așa cum o văd eu, este o luptă care nu pune în pericol interesele țării. Iar aici, vrem, nu vrem să recunoaștem, este vorba de o asistență macrofinanciară, nu pentru un partid sau altul. Este vorba de o asistență macrofinanciară pentru o țară, pentru o societate, pentru oameni, pentru economie, pentru partea socială, pentru implementarea prevederilor acordului de asociere. Și atunci când încerci să subminezi aceste procese și să spui, femei, haideți să nu semnăm acord cu Republica Moldova, haideți să izolăm țara. Sau cei din Parlamentul European, stimați colegi, haideți să oprim această colaborare cu Republica Moldova. Mie îmi pare că la Bruxelles și la Strasburg i-am văzut oameni și din Comisia Europeană și din Consiliul European și din Parlamentul European care au o înțelegere mult mai bună până unde sunt limitele unei lupte politice civilizate și unde sunt interesele țării, fiindcă se comportau mult mai patriotic în privința țării noastre în comparație cu unii din conaționalii noștri. Trebuie să fac o mică paranteză. Domnul președinte, dumneavoastră, în calitate de cetățean, n-are nicio treabă cu cariera dumneavoastră politică. N-ați obosit să tot să vorbiți și să vorbim și să auzim despre asistență și ajutor macrofinanciar, financiar și economic. Noi așa supraviețuim de 26 de ani încoace de acolo. Eu refer o supărare. Nu și vă explic de ce. Nici nu o să încerc să fac acum o comparație cu țările cu economie în dezvoltare. Or, din 1997 o să avem cândva o ocazie, o emisiune, o cafea, o să discutăm. O istorie foarte interesantă, fiindcă împreună cu echipa am transferat Republica Moldova într-o listă specială a organizației OECD și de atunci noi avem statut de economie în dezvoltare. Eu vreau nu să compar Republica Moldova și asistența pe care o primim, da, cu țările din Asia, Africa, America Latină. Cu toate că cu unele din ele am putea să ne comparăm. Nu, eu vreau să, pentru cei care ne privesc și ne ascultă, să le spun că, dacă era și statele membre a Uniunii Europene, cele care recent au aderat la UE, și România, Bulgaria, Cehia, Slovacia, Polonia, ei primesc o asistență nebună, miliarde și miliarde de euro, pe diferite programe comunitare. Puteți să numiți cum doriți aceste lucruri. Subvenții pentru agricultură, subvenții pe aici, pe acolo. Indiferent cum se numesc ele, esența lor este aceeași. Aceste țări primesc sume foarte importante ca și ajutor. Fără de aceste sume, credeți-mă că aceeași România nu era să demonstreze o dezvoltare atât de frumoasă. O dezvoltare a infrastructurii, dezvoltare economică. De exemplu, recenta decizie, da? A guvernului din România de a iniția un program 40.000 de euro, da? Pentru inițierea unui business mic la anumite condiții. Câte locuri de muncă și tot așa înainte. Păi, fără fonduri europene, nu cred că acest program în general ar fi posibil.
Exact, este aceeași situație cu toate alte țări. Concluzia. Și noi primim asistență. Se numește asistență într-un fel. Și ei primesc asistență de la UE, doar că se numește altfel. Am înțeles. Închizând paranteza și revenind, deci noi o să avem în iulie votul mixt. Dumneavoastră, aveți curajul, domnul președinte, să candidați pe circumscripții? Sau o să mergeți pe lista de partid? Eu, când o să am intențiile mele foarte clare și planurile de viață și profesionale, o să fiu... Bun, pot în acest studio să... Chiar să vă promit. Nu o să fiți primul, Gheorghe, dar o să fiți printre primii care o să audă aceste lucruri. Este prea mult timp încă, un an și jumătate până atunci. Planurile pot fi diferite. Deci, nu trebuie să deschidem parantezele mai devreme și eu trebuie să le văd, să le analizez. Ca și oricare om serios, normal, solid, deprind să am varianta A, varianta B și varianta C. La un moment dat o să fac o alegere. Care va fi, o să știți la timpul său. Opa! Opa! De ce opa? V-ați deprins că oamenii ce trebuie să fie scoși în sicriu din Parlament sau cum? Da. Arta, de fapt nu arta, știința psihologică, spune foarte clar că cel puțin odată la 5-7 ani de zile omul, pentru a-și păstra dinamismul, pentru a nu nimeri într-o mocirălă din care nu mai poate să iasă, trebuie să-și mai schimbe ceva în ocupație, în viață, special în ocupație, fiindcă elementele de bază sunt cele frumoase și rămână fiind schimbate. Eu subiectul ăsta l-aveam pe mai târziu, dar... Sai peste toate celelalte și trecem mai eu odată și l-am atins. Dumneavoastră ați fost plecat de la șefie Partidului Democrat? Gheorghe, este foarte greu să mă faci eu să decid ceva sub influență. Categoric. Unica ce a putut să mă facă să plec, și aici trebuie să fiu sincer, astea sunt circumstanțele, condițiile, o analiză obiectivă a lucrurilor. Deci, 7 ani jumate, 8 ani de zile s-au scurs. S-au schimbat condițiile, s-au schimbat circumstanțele. Au fost și alegerile prezidențiale. Am văzut care este forța partidului, care este forța și influența personală. Un șir întreg de factori de analiză. Asta este decizia, a fost și nu regret. Dar de unde a venit ideea asta prima dată? Din momentul în care devii președinte, ministru, da? Președinte de parlament, ocupă o funcție indiferent care, din acel moment, Gheorghe, trebuie deja să ai în vizor, să știi, fii atent, nu uita, trebuie să te gândești la tactică, la strategie, fiindcă mie îmi place foarte și foarte mult o frază a Mircea Chintus, dacă nu greșesc, un ex-președinte de partid din România, care a spus, este foarte important să știi să pleci atunci când ți se simte lipsa. Deci, din acel moment, deja, asemenea idee, trebuie să ții cont de ea. Dacă ești un om serios, dacă ești un balabol din ăsta care nu are gândire strategică, cel puțin tactică, nu sunt așa. Dar dumneavoastră mai aveți influență în partid? Asta o să întrebați pe colegii mei. Fiindcă, dacă este să iau la serios întrebarea dumneavoastră, păi, bun. Eu și eu să încerc să spun, da, am influență, nu, n-am influență. Vă întreb altfel, eu mă uit la ședințele care vin cu, de video. Cu colegii. Și eu nu vă văd în prezidiu niciodată. Ori dumneavoastră sunteți președintele cele mai mari fracțiuni din Parlament. În care prezidiu? Când a avut loc o ședință, vine domnul Candu și domnul Filip, pe de-o parte, și de cealaltă a domnului Vladimir Plahotniuc, la ședințele de marți, ale formațiunii... Este firesc. Noi avem în fiecare săptămână asemenea ședință. Și este absolut firesc. Pe momentul când ocupam funcția de președinte, aveam și eu 2 oameni alături. Acum, noi avem 2 persoane, premier și președinte de Parlament. Ce este nefiresc în acest lucru? Este absolut firesc. Întrebările dumneavoastră, mai degrabă, cred că și au originea din niște porniri de ale noastre moldovenești, că dacă ai fost șef, trebuie să te roadă, trebuie să vrei mereu să fii șef. Prostii? Dar eu nu sunt de acord, apropo, mie îmi pare că nu-i corect cum s-a procedat cu dumneavoastră. Ce înseamnă nu-i corect cum s-a procedat cu mine? Pentru că Partidul Democrat n-ar fi pupat ușa Parlamentului în vecior amin, dacă nu vineați în 2009 acolo. Fiecare. Deci așa. Fiecare își are rolul său la timpul său și eu sunt mândru că am adus Partidul Democrat în anul 2009 în Parlament. L-am adus pe propriul nume, cu 13% de 2 ori. Ce înseamnă acest lucru? Lucrul ăsta înseamnă
mereu o idee la care am ținut și de care m-am ghidat. Nu președintele, nu partidul lucrează și se închină președintele, este președintele care lucrează pentru partid. Sunt zeci de mii de oameni în spate. Au fost și sunt. Și atunci, ai putut face? Am făcut. Am adus, am asigurat. Alegerile parlamentare au demonstrat mai multe lucruri pe care eu și le știam, unele mai noi, însă a trecut etapa, se începe o altă etapă calitativă. Tot, gata, aici, partidul nu trebuie să se ducă, de exemplu, în jos, încetul cu încetul, cu un procent, cu două, împreună cu președintele. Eu țin la acest partid. Am investit în el mult. Domnul Anatol Șalaru spunea la emisiune la noi că domnul Vladimir Plahotniuc v-a convins în 2009 să vă retrageți din PCRM și să mergeți la PD. Eu mă mir uneori câți balaboli avem noi în Republica Moldova. Și dacă Șalaru a spus acest lucru, îl atribuie și pe el direct în această categorie. Tare multă lume care știe așa de mult în această viață, sunt deștepți, informați. Eu, cum să zic, eu interpretez lucrurile astea ca simple prostii. Okay. Chiar și o declarație de ultima oră că Federația Rusă se stăruia atât de nepraznic să găsească agenda de lucru a delegației noastre la adunarea parlamentară NATO. Mare informație secretă. Am participat în fruntea delegațiilor la 10 de ședințe la adunările parlamentare. În general, aceste programe mai că nu sunt deschise. Deci aici închei, am spus ce cred și ceea ce cred corespunde realității. Deschizând o paranteză de parte, mare informație putea să aibă fostul coleg al meu de partid, domnul Borboceanu, ca să transmită rușilor. Încât a fost reținut pentru spălătate. Logică chestia. Eu pot, în privința lui Iure, să vă spun un singur lucru. Pot să confirm că omul a făcut mai multe bazaconi și se lansa niște chestii cu bani mari, datorii, fiindcă mă pomeneam la sediul partidului cu oameni necunoscuți care veneau la mine. Veneau și la domnul Diacov. Și ne spuneau, bă, uite ce face omul vostru, interveniți cumva, întorceți banii. Erau vorba de 10.000 de euro. Asta este realitatea pe care eu o știu. Acum, bine, ceea ce mi se spune atunci de la acești protagoniști, nu prea avea o legătură directă, da? Sau indirectă, cu chestii secrete. Odată fiind intrat în datorii atât de mari, mai știi ce mai poți face? Habar n-am. Dar întrebarea noastră este logică. Ești pentru mine un semn de întrebare aici. Închizând paranteza, iată, dumneavoastră ați fost de șef la PD din 2009 până în 2017. Mm-hmm. Mult. Aveți experiență de a conduce o formațiune și acum când vedeți dintr-o parte cum conduce Vladimir Plahotniuc, se descurcă? Așa. Cum nu mi-ar plăcea mie, de exemplu, să fie colegii mei aici, sau în aceeași serie de întrebări. Da, aveți influență, da, cum? Pot să vă zic scurt un lucru. Faptul că dacă timp de 5-6 luni de zile, de la sondajele, nu știu, începutul anului curent, da? 2-3% și multă lume țipa cu multă bucurie, se freca pe mâini și acau palmele, adică noi suntem la nivel de 9% jumate de an. Concluzia? Înseamnă că merge ok. Într-o muncă de partid, să țineți minte un lucru, nu este vorba de sentimentalisme, nu este vorba de emoții. Asta la fel, este una din concluziile școlii pe care am trecut-o. Noi nu deprindem în echipă, pardon de expresie, să pupăm șefii sau subalternii să ne pupe pe noi, da? Este oribil acest lucru. Noi avem un atu foarte mare în echipa Partidului Democrat. Este o echipă care știe să lucreze. Și știe să lucreze bine. În toată ierarhia. De sus și până jos. Deci dictator în partidul nu-mi plăcut. Niciodată nu a fost dictator în Partidul Democrat. Noi avem discuții pe alocuri, discuții și mai dure și mai ferbinți. Avem și puncte de vedere comune din start. Este absolut normal cum trebuie să fie într-un partid dinamic, într-un partid organizat, care știe foarte bine. De aici până aici se discută. Și apropo, se cunoaște cadrul. Că nu se fac discuții și ciondenele în public, cum s-a mai întâmplat în trecut. Ne-am închis, am discutat, a trebuit, ne-am certat, ne-am împăcat, s-a adoptat decizia. Din momentul în care s-a adoptat decizia, lucrăm la implementarea ei. Dar în țara noastră are rost să te implici în politică dacă n-ai bani? Cred că e mai greu. Dar nu este vorba doar de țara noastră. Eu nu gândesc că într-o careva altă țară, fie din UE, SUA, țări dezvoltate, țări în curs de dezvoltare,
Eu gândesc că activitatea politică are aceleași particularități peste tot. Și aceste particularități necesită resurse financiare. Dumneavoastră, domnule președinte, vă gândiți la inițierea unui nou proiect politic? Nu. Categoric. Nu mă interesează. Nu văd logica, n-am dorință. Eu am făcut parte din PCRM, am avut motivele mele atunci, am avut discuții și condiții. Eu am venit la Partidul Democrat, este prima și ultima trecere de acest gen. Partidul Democrat este al doilea și ultim proiect politic pentru mine. Dar dumneavoastră ați plecat de la comuniști pentru că domnul Voronin nu v-a propus, nu v-a înaintat la funcția de șef al statului? Am auzit și această vorbă, care în special a fost folosită în 2009, început de 2010, de presa comunistă și nu doar, ca și tehnologii informaționale. De atunci am văzut multe asemenea tehnologii. De ce ați plecat, domnul președinte? De la faptul că Gheorghe, s-a erodat? Eu propun în felul următor. Știu, din tradiție știu, că aveți pregătit, cred că o tonă, un tank de pagini cu întrebări. Propunerea mea este următoare. În cadrul unei misiuni de viitor, inițiați o rubrică, ceva de genul istoric, ceva de genul, nu știu cum să, ce emisiuni mai sunt, unde o să putem discuta despre amintiri, despre trecut. Prea multă vreme s-a dus, din punctul meu de vedere este foarte puțin actual, aș spune deloc actual în momentul zilei de azi acest subiect. Bun. Deci dumneavoastră excludeți total că veți crea un nou proiect politic. Am zis. În alt partid. Dar dumneavoastră nu excludeți faptul că ați putea să nu candidați la următoarele parlamentare. Eu nu exclud faptul că pot, de exemplu, să-mi aleg un proiect profesional de orice natură, da? Economic, social, nu contează, da? Relații externe, dar acest lucru nu exclud. Deci o decizie o voi adopta mai târziu când voi avea toate datele probleme. Ca să vă zic sincer, bine, eu sunt în Parlament din 2005, 12 ani până în prezent. Lucrurile ca și esență, da? Ca și proceduri, ca și tehnici, nu se schimbă. Niciodată nu se vor schimba. La un moment dat, le cunoști pe toate. În multe cazuri, aceste lucruri, aceste proceduri nu prea te mai excită sub aspect profesional, nu te inspiră, nu îți dă un drive. Nu zic, sunt momente interesante, sunt proiecte, sunt procese, chiar și acest proces, campania informațională, sistemul electoral mixt și altele, dar ele nu sunt în fiecare zi. Este exact aceeași situație ca și în cazul dumneavoastră. Azi sunteți la... Bine, ați fost, da, în patru. Sunteți acum la TVC21. Dar cine vă garantează? Peste un an sau doi nu o să apară un proiect care o să fie mult mai atractiv pentru dumneavoastră. În curând apare un nou proiect. Păi cu atât mai mult. Atunci, vezi, totul se explică și este foarte simplu. Eu zilele astea mă gândeam la dumneavoastră și la nou proiect guvernamental care se anunță. Care de ce n-ați... Reforma guvernului. De ce n-ați revenit dumneavoastră la Ministerul Economiei? Pentru că pentru dumneavoastră... Depășit. Depășit? Depășit. Depășit. Haideți să nu uităm. Mie îmi place foarte mult munca pe care o fac să mă atragă, să o fac cu interes, să o fac cu tragere de inimă. Când aceste ingrediente, parțial, într-o măsură mai mare sau mai mică, dispar, e altă calitate și te simți altfel. Deci, poziția de ministru este o etapă trecută. Ea a fost în viața mea. Respectiv, dacă asta va fi decizia, repet încă o dată, nu exclud. E posibil și continuarea pe aceeași filieră, dacă nu se aprinde, de exemplu, un proiect la care mă gândesc sau lucrez astăzi. Dar revenirea la o poziție anterioară nu cred că o să fie interesantă. Dumneavoastră știți exact cam ce vreți să faceți. Decizia nu e luată, dar știți ce vreți să faceți. Știu. Vreți să-mi spuneți. Da, evident. Și pentru ce? Atunci haideți să luăm în niște lucruri și poate să ne spuneți în timpul bișteții dormiei. De acord? Să puteți dumneavoastră dormi liniștit, da? Doamne și domnule, luăm nițelul publicitate și revenim. Publicitate. Da.
revenit, doamnelor și domnilor, domn președinte, dar de ce timp de câteva luni, cât ați încercat voi cei din PD să promovați votul uninominal, ați mințit poporul cu ceea ce ține de revocarea deputaților? Tot știți foarte bine că asta e imposibil. Asta nu există nicăieri în lume. Iar acolo unde există, e imposibil să aplice ca în cazul ceea ce propuneți dumneavoastră. Și acum ați acceptat votul mixt. Și votul mixt e 50-50, deci cealaltă jumătate care sunt circumscripții, nu vor putea fi dați afară de către popor. Deci așa. Eu nu o să încep să vă povestesc acum, Gheorghe, conținutul discuțiilor mele pe care le-am avut în teritoriu și am avut foarte mult. Pot să spun doar un singur lucru. Discuțiile pe care eu le-am purtat cu oamenii erau foarte tranșante, directe, sincere și cinstite. Ok? Ok. Am pus punct aici la prima parte. Partea a doua a întrebării cu mixtul și uninominal. Eu niciodată nu am ascuns faptul că sunt partașul ideii sistemului mixt, de la bun început. Dacă o să ne băgăm în arhivă, o să găsim toate aceste lucruri. Uh-huh. Și câțiva ani în urmă, și 4, și 5, și 3, și 2, cu orice ocazie. Și o să spun de ce. Mai târziu. Înainte de a lansa oficial poziția partidului pe proiectul de modificare a sistemului mixt, noi am avut discuții. Pe interior. Erau voci care susțineau aceeași poziție, sistemul mixt. Mai multe voci au fost care, în mod real și foarte serios, susțineau sistemul uninominal. Deci sistemul pur majoritar. Finalmente, cum se face într-un partid solid, după discuții, le-am terminat, am încheiat, am văzut care este cu raportul de forțe, dominanta a fost opinia pentru sistemul uninominal. Evident că în acest caz, ca și echipă, noi ne conformăm frumoșel și mergem și promovăm ideea. Eu personal sunt foarte satisfăcut că s-a ajuns la, uite, într-o asemenea situație care a dictat sistemul mix pentru a atinge un compromis. De ce? Fiindcă din start voiam anume acest sistem. Și aici o să explic foarte pe scurt de ce. Mi-e pare că o trecere de la sistemul pur proporțional la un sistem pur majoritar, și l-am expus și colegilor pe interior. Radical. Da. Este un pas prea radical. Atât de radical încât nu vom fi în stare să calculăm toate consecințele, nu vorbesc politice de cu raport, dar consecințe sociale, mentalitate, influență în societate. Eu niciodată n-am fost părtașul unor revoluții. Viața arată că cele mai bune decizii sunt deciziile evoluționiste. Evoluția, pas cu pas, să testăm situația. Deci, eu am o satisfacție deosebită. Este tocmai ceea ce încă 5-6 ani de zile credeam că e bine, trebuie să mergem pe această cale și uite că acest sistem o să fie aplicat. De care a fost rostul să colectați cele 800.000 de semnături care cică le-ați fi colectat în favoarea votului uninominal? Eu zic cică pentru că în presă au apărut mai multe fotografii ale acestor semnături, care fiecare pagină aici semnează semnătura lui Goanța pe toate, aici semnătura lui Lupu, aici semnătura lui Plăcotniu și aici semnătura lui Voronin. Ați semnat și diferit. Nu. S-a fost un exemplu așa mai abstract. Da. Dar am început să mă bucur, zic, uite, și Goanța a semnat pe acolo. Deci așa, mie mereu ne-a plăcut. Puteți să spuneți, să ne promiteți că 90% din aceste semnături sunt veridice? Măcar 90%. Da, eu cred că da. Chiar și 100%. Pe simplu motiv că, întâi de toate, procesul de colectare a semnăturilor. Bine, eu din start știam, zic, încă din august 2010, simțeam, intuiam, vedeam după reacții și după luările de cuvânt din sâl, sate, orașe, nord, sud, centru, indiferent. Este o idee populară, foarte populară și dorită în societate. Ok? Faptul că eu știam acest lucru nu înseamnă nimic. Și colegii știau. Noi înțelegeam foarte bine că va fi o discuție politică, inclusiv din partea celor care au promovat această idee, deschis în fața oamenilor și au propus și au zis că uite, noi o să facem lucrul ăsta. Și a fost de ajuns Partidul Democrat să fie mai breasca ei, să fie mai deștept, mai organizat și mai curajos. Și să transforme aceste vorbe într-un proiect concret, pus pe masă, proiect de lege. Imediat în acel moment, ideea nu mai este bună pentru băieți. Știam de lucrul ăsta, că o să fie discuții,
că invidia, că s-o fi scărpinat la ceafă și o fi spus, băi, uite, ne-au luat-o pe dinainte, ne-au frăierit. Păi, asta este politică, fără supărare. Și trebuie să mai fie și o agerime puțin de minte. Păi iată că colectarea de semnături era să fie o formă foarte evidentă. Uh-huh. Alături de sondajele care s-au produs și puteți vedea că, indiferent cine este comanditarul, cine face sondaje din țară de peste hotare, trendul ăsta la subiectul respectiv este un trend omogen. Domnul președinte, când la TV, la toate televiziunile ne spun 24-24, că băieți, votul nominal e perfect, cântăreți, artiști, dansatori, zi de zi. Și asta, atenție. În anul 2010, eu de ce spun că e trecut prin experiența mea personală? Atunci când e trecută printr-o experiență personală, tu te simți foarte bine și confortabil cu o idee, fiindcă știi de unde vine și nu trebuie să inventezi nimic. Eu nu o să uit niciodată căldurile cele din august 2010, înainte de referendum, da? Din 5 septembrie, o lună și o săptămână, zi de zi, deci aproape 40 de zile, am mers în sate având două, trei întrevederi. Atunci, deja de atunci, domnul Filat, ați comis cele mai mari greșeli ale carierei dumneavoastră policială. Din nou, va fi emisiunea cu cafeaua și dimineața, Gheorghe Spomniu. Deci, revenim înapoi. Atunci a fost prima oară când auzeam aceste idei de la oameni. Că deputații rar îi văd, că nu se ocupă de problemele regionale și multe alte chestii. Tu poți să împroști sau poți să dai cu tunurile mediatice în societate cât n-ai da. Dar dacă ideea nu este susținută, nu este populară și mai ales că nu vine din sânul societății, da, o să prindă puțin de tot. Aici e 56, 58, 60%. Nu doar tunurile mediatice. Nu doar tunurile mediatice. Ele au jucat un rol de stimulare, dar nu au fost de bază. La Strasburg, în discuții cu parlamentarii europeni, discutam plusurile, minusurile, da? Sistemul mix, care era deja după votul în prima lectură. Și ei îmi spuneau că în țările lor, dacă o să mergi, o să întrebi, uite, vrei deputații să fie aleși pe principii sau pe circumscripții majoritare? Și spuneau, evident că o să vrea. Vrei să schimbăm Constituția și deputatul să poată să fie retras? Este o idee populară nu doar aici la noi, dar peste tot în lume. Și nu este pe experiența. Și plus, ultimul motiv, păi hai să vorbim sincer. Având această idee, știind că este populară, dorită, susținută de societate, promovezi acest proiect politic, e bine ca și sistem, și eu voi insista că este bine ca sistem, este echilibrat, dar partidul mai vine și cu interesele sale. Tu când promovezi, faci o campanie de promovare informațională a unor lucruri care place oamenilor și oamenii le vor, păi inclusiv această campanie ne-a adus un plus 5-6%. Sincer, pun pe masă. Contabilizăm și acest lucru. Deci, nu există fenomene simple, nu trebuie să privim primitiv la ele. Ele au mult mai multe conotații și accente. Noi ne stăruim doar să ne alezăm pe toate și să venim cu abordare sistem. La 11 iunie s-a anunțat un protest mare al platformei DAS și al partidului Mai Sandu contra acestui și? Vot. Și, păi, suntem într-o țară pluralistă, într-o țară democratică. Vă rugăm frumos, vreți să protestați, v-ați dus, ați urmat toate regulile, protestați, fiți sănătoși, care e problema? Și dacă ies foarte mulți oameni care își arată nemulțumirea și dezacordul față de acest proiect, nu veți ține cont deloc? Punem pariu. Că ce? Nu o să fie tare mulți oameni. Eu nu mă apuc să spun acum câți anume. Dar vă spun, Gheorghe, cu siguranță, fiindcă datele obiective le indică, două trimi din societate sunt pro, cu ambele mâini. Și foarte determinați. Respectiv, nici nu se compară această pornire. Și eu cred că băieții ăștia știu, băieții și fetele, știu acest lucru. Dar dumneavoastră nu înseamnă că aceste două treimi, asta nu înseamnă că susțin Partidul Democrat. Categoric, păi asta și este partea importantă. Atunci când vorbesc de un sistem nou electoral, este firesc să mă gândesc și la Partidul Democrat, nu? Ar fi fost culmea la cetății eu să stau în fața dumneavoastră acum și să vă zic nu, că asta nu mă interesează. Prostii, mă interesează. Dar nu doar asta, ci nu asta în primul rând. Fiindcă nu m-am născut politician și nu voi muri politician. Sunt absolut sigur. Este un proces firesc, normal. Dar sunt cetățean al acestei țări. Și nu o să plec niciodată din această țară sau aici vreau să fiu.
Și atunci sistemul mixt, eu sunt mult, mai mult ca sigur că el o să aducă, da, și anumite minusuri, fără ele nu se poate, lacune, dar o să aducă și mult lucru pozitiv în calitatea activității parlamentarilor. Legătura, raportul dintre parlamentar și circumscripție electorală o să fie mult mai puternice și ei vor fi mult mai responsabili. Iată, acest lucru să mă interesează. Și dacă mă interesează acest lucru, eu sunt foarte confortabil cu ideea că nu toți, în cele două treimi, susțin acest proiect al nostru, fiindcă mor de dragoste Partidul Democrat. Pe mine mă bucur foarte mult că oamenii înțeleg că acest sistem poate să le aducă lucruri bune, indiferent de reprezentanții căror partide vor fi. Dar sunteți de acord cu oamenii, trebuie să înțeleagă că votarea în primă lectură a modificării Constituției ce ține de retragerea imunității nu va trece și în lectura a doua? Vă referiți la imunitatea deputaților, nu în context și nu în legătură cu sistemul electoral. Da. Eu l-am votat și dățile trecute, când a fost inițiat și de PRDM. Eu n-am probleme cu lucrul ăsta. Atitudini față de acest proiect sunt diferite. PD-ul de ce s-a oprit deja să-l promoveze mai departe? PD-ul, stați-mi aduc aminte. Dacă credeți că eu mă trezesc și în fiecare dimineață și mă culc cu ideea la această lege, greșiți amarnic. Sunt legi multe și la fel de importante. Cred că am mers la Curtea Constituțională. Dacă nu greșesc, juriștii noștri, după discuție în prima lectură, au urmat ceva dispute, întrebări, le-au găsit raționale și s-a dus ceva la Curtea Constituțională. Da. Domnul președinte, reforma guvernului. Apropo, stop aici. Să termin. Dar care e problema? Eu dacă mi-aduc aminte bine, nu este vorba de lichidarea imunității... Nu, problema că să fie votat așa cum ați promis. Atenție. Vine de la PD promisiunea asta. Atenție. Ideea este deputații să fie lipsiți de imunitate în cazuri de dosare penale. De acord. Asta a fost. Dar și atunci, să fie votat. Nu se spune la TV că PD-ul vrea, dar vrea doar la TV. O să vedeți, ajunge la momentul votării, o să vedeți pe toți la Partidul Democrat și pe o mila mea persoană, cu mânuțele în sus. Și pe Deus reușea cum să fost ceilalți 20 ceva de deputați. Cum au fost și toate dățile trecute. Cel puțin pentru fracțiunea Partidului Democrat, da? Și pentru colegii care nu sunt în fracțiune, fiindcă nu au dreptul să o facă, nu s-a expirat 6 luni de zile. Aceste voturi cu siguranță sunt. Eu nu văd motive de ce n-ar fi așa. Dar eu mi-aduc aminte și undeva înțeleg logica întrebării dumneavoastră. Acum câțiva ani în urmă, rușinea din sala plenului Parlamentului, când s-a băgat acest proiect de lege, da? PRDM-ul l-a inițiat. Și nu știau cine să fie la începutul procesului de vot. Vă aduceți aminte? Autorii proiectului, PRDM, țipau, strigau, propuneau, hai comuniștii să înceapă să voteze. Nu vă aduceți aminte istoria. Mm. Eu am luat cuvântul la un moment dat și am zis, terminăm cu lucrul ăsta, fiindcă devine o rușine, se discreditează toată ideea. Care a fost logică? Foarte simplu. În acel caz, autorii care au inițiat acest proiect, chiar nu vreau să fie votat. Nu știau cum o să voteze comuniștii. Nu știau dacă o să fie voturile, da, pentru modificarea Constituției sau nu. Vreau să-i pună pe comuniști să voteze primii. Și dacă se întâmpla că comuniștii votau, atunci se organizeze ca vreo 2, 3, 4 inși din rândurile autorilor, să dispară din sală și să nu ajungem la numărul de voturi constituționale. Asta e o tactică. Rușine mare. Eu înțeleg, dar oricum este rușine foarte mare. Și atunci comuniștii n-au vrut și s-a mers pe alte cale. Noi să votăm, fiindcă nu poți compara aceste două proiecte. Este vorba doar de lipsirea imunității pentru cazurile de infracțiuni penale. Eu știu că PD-ul va vota. Dar PD-ul a demonstrat în ultima vreme că dacă vrea să voteze un proiect, votează și alții. Și votul să ajungă întotdeauna. Eu am să transmit la colegii mei întrebarea dumneavoastră, fiindcă e foarte logică. Și într-adevăr, o să solicit să fie depuse absolut toate forțele, eforturile și ca un lucru bun, exact așa cum va fi sistemul electoral mixt, și asta să fie dus până la capăt. Mulțumesc. Și acum mergem la reforma guvernului. Domnul președinte, haideți, spuneți măcar dumneavoastră punctele pe ei, pentru că nimeni nu vrea să le pună și tot sistemul. Care e problema? În nou guvern, după ce se reformează el, premierul țării va fi Vladimir Plahotniuc? Nu. Deci, încă o dată, haideți să vă zic în felul următor. Noi de câte ori am declarat, și actualul președinte, toți noi, și în fracțiune, și de câte ori, guvernul ăsta, guvernul Filip, are tot sprijinul politic. A avut, îl are și îl va avea. Ok?
De aici. Sunt lucruri pe care pot să le spun, sunt paranteze pe care nu pot să le deschid, însă aici Partidul Democrat a fost și rămâne în continuare consecvent. Dacă vă interesează poziții de miniștri, aici nu vă pot bucura cu nimic. Domnule Leancă, fie ministrul externe. Iată, vezi deja de o să fie mai seacă un pic partea asta a discuției noastre, pe simplu motiv că se discută. O să avem discuții și în continuare, o să fie decizii. Pot să vă anunț doar un singur principiu. Și este unul bun. Exact așa cum trebuie să accept cu toate criticile, dar vreau să fiu obiectiv. Ultima garnitură a guvernului, da, Voronin, în mare parte nu avea oameni în general cu apartenență de partid. Accentul era pus pe calitățile profesionale. Și nu era prost acel guvern. Mie cel puțin îmi plăcea. Nu zic integral, dar în mare parte. Uh-huh. Acest principiu va fi pus la bază și aici. Deci, nu ne vom grăbi să ne mișcăm acum cu ministri, vă dați foarte bine seama. Trebuie să fie amendată legea și după ce o să fie publicată monitorul oficial noua versiune a legii prin guvernul cu structura propusă, da, post-reformă, doar în această nouă structură sau pe ea va fi îmbrăcat deja și toată componența nominală. Și calculul la PD arată că asta va fi când? Din nou, greu de spus, foarte mult depinde și de viteza cu care se va mișca guvernul și viteza discuțiilor pe care le vom avea și în Parlament. Să nu uităm că nu este vorba de un simplu proiect de lege, e ceva foarte complex, care, potrivit cadrului legal al țării, necesită totuși discuții largi, consultări, atât la nivel de guvern cât și la nivel de Parlament. După mine, optimal ar fi ca toate procedurile date și votarea legii la fel se întâmplă până la sfârșitul acestei sesiuni. Nu mai târziu. Și implementarea din toamnă? Păi, evident. Eu în general gândesc că 1 august, cât mai așa o perioadă, vă dați seama, mereu a fost. Deja garnitura dată să înceapă încetul cu încetul implementarea. Sunt o sumedenie de chestii tehnice. Garnitura dată în frunte cu Pavel Filip. Garnitura dată, care dată încă nu știm, dar în frunte cu Pavel Filip. Mhm. Și de domnul Leancă încă nu știm. De tot celălalt, în general, nu știm încă. Domnul Rupu, dar Partidul Popular European al domnului Leancă este la guvernare? Ce declarație a făcut domnul Leancă? Deci, Partidul Popular European din Moldova este acolo unde a declarat domnul Leancă. Ok? Eu nu mai țin nicio declarat, dar asta mă obțin contează. Dar grupul Ghileschi Leancă face parte din majoritatea parlamentară. Asta este expresia parlamentară PPM-ului. Așa. Deci în cazul dat, fracțiunea PPM este acolo unde a declarat domnul Ghileschi. Dar se va oficializa această coaliție dintre PD și grupul Ghileschi? Ne există această coaliție? După mine, ceea ce înseamnă că guvernul nu are susținere, nu are majoritate. După mine, da, o coaliție, o alianță, este ceva formalizat. Da, mai trecut în trecut prin asemenea chestii, semnat, ticluit, ștampilat, șetit și implementat. Pentru moment, așa ceva nu avem. Sau ceea ce avem din trecut nu mai corespunde realității. După mine, dacă doriți opinia mea, cu toate minusurile instituționale, că există o hârtie de genul ăsta, că nu există o asemenea hârtie, asta mai puțin contează. Contează, într-adevăr, o unitate de viziuni cu un număr majoritar de voturi, cel care să sprijine liniile directorii și strategia cabinetului. Fiindcă să nu uităm că același număr de oameni va trebui să voteze și legea privind restructurarea guvernului sau amendamentele la lege existentă. Da, și aici s-a oprit, fiindcă în rest deja intră în joc pe linia guvern-președinte. PD-ul are în Parlament... De fapt, stați. Nu, nu o să intru acum în dezbateri care mai este acolo rolul președintelui, fiindcă nu cunosc până la sfârșit detaliile juridice. Partidul Democrat în Parlamentul țării are câți deputați? Formal 39, oficial. Și neoficial 42 sau 41, dacă nu greșesc. Da, încă două persoane care, bine, cel puțin s-au declarat simpatizante. Mm-hmm. Simpatizante. 41. Deci guvernul n-are susținere parlamentară. Pentru că Partidul Liberal a plecat de la putere.
Și acum, dacă printr-o minune, socialiștii, comuniștii, liberal-democrații, liberalii și grupul Ghelețchi vor să dea jos guvernul Filip, el dau jos mâine. Bine. Printr-o minune, noi putem să simplificăm și să aducem la așa un nivel foarte simplificat situația, cu toate că însă și cazurile din viața politică moldovenească ne demonstrează lucruri absolut diferite. De ce uităm? Suntem cu memoria atât de scurtă. Acum câțiva ani în urmă, doi, dacă nu greșesc, am avut guvernul Gaburici. Guvern minoritar, dar guvern care a avut sprijin în Parlament, a fost votat, legile prezentate de el la fel. Politicul nu este matematică. Dacă mai ești aminte, atenție. Nu. În general, în toată lumea, credeți. În politică, și în Europa, și în America, și în Asia, 2 plus 2, nici pe departe, nu tot timpul fac 4. Noi nu facem excepție din această particularitate. Eu sunt absolut sigur că într-o formulă sau alta, cu un acord de formare a majorității, cu un acord de formare a alianței sau fără un asemenea acord, exact așa cum a menționat, cum a spus de mai multe ori, Partidul Democrat, guvernul are de lucrat până în 2018 și la acest lucru o va face. Iar noi o să-l ajutăm și o să-l sprijinim. Asta e dictatură, domnul Lupu. Guvernul are susținere cu 40 deputați în Parlament? Ca să vezi. Haideți să vă spun așa. Unde e susținerea guvernului? Atenție. Dacă cifra arată că sunt 42 de deputați. Eu ca să vedem ce interesant. Dacă o să mergem pe linia dumneavoastră de gândire, asta înseamnă și în Parlamentul European este o dictatură de mamă dragă. Nu, sunteți acolo e civilizație. Aha. Adică acolo vreți spune să e dictatură civilizație. Eu de ce iau acest subiect? Evident că nu este dictatură. Hai să ne aducem aminte cum a fost ales Tajani, președintele Parlamentului European. IPP-ul nu are majoritatea de voturi acolo, de sine statător. Nu are și gata. Pentru alegerea lui Tajani, nu era nevoie doar de voturile IPP-ului european. Fără a avea majorități, coaliție și tot așa înainte, s-au negociat, s-au discutat, s-au ajuns la acorduri. Reprezentantul IPP este ales în fruntea Parlamentului European. Și dacă mai ții cont că și șeful de la Comisia Europeană, da? Președintele, și persoana care stă în fruntea Consiliului European, toți sunt de la IPP, toți trei, în condițiile în care IPP-ul nu are de sine stătător majoritatea absolută în Parlamentul European. Concluzia care ar fi? Dictatură? Evident că nu. Deci Partidul Democrat este mai ușor pe suflet acum să conducă fără Partidul Liberal care a plecat în opoziție. Când vorbim de Partidul Liberal, sincer să vă spun, Gheorghe, nu mă trage pe mine nici să reunizez, nici să fac bancuri, nici nimic, fiindcă am avut mereu relații foarte bune, omenești, apropo. Și dacă pot să iau toți jucătorii politici care am avut de furcă anii ăștia, probabil că prieteni. Liberalii... Nu, prietenii n-am ajuns. Dar am apreciat caracterul direct al discuțiilor, mai dure, mai soft, dar eram sigur că nu se spune una, iar pe la spate se face alta. Iată, lucrul ăsta l-am apreciat. Calitățile umane, calitățile de partener. Păcat că au decis astfel, dar, mă rog, viața este viață, politică este politică. Dar pe Deo încearcă să-i convingă în acele 24 de ore de la arestarea lui Dorin Chirtoacă până la ieșirea domnului Ghimpu la conferința de presă să nu părăsească coaliția? Eu n-am avut discuții, haideți așa, nu am fost prezent sau n-am fost martorul unor discuții sau lipsa unor asemenea discuții. De ce nu știu, nu o să afirm, dar eu până atunci am avut contacte permanente cu conducerea Partidului Liberal și am avut discuții la acest subiect. Cel puțin sugestiile mele erau discuții care s-au produs deja după unele aresturi a celor de la PL. Și le duceam exemplu că avem destul de mult și la PD și nu din ultimii, apropo, da? Ca și rang, ca și ierarhie. Ca să nu pună prea multe emoții aici, cu toate că personal înțelegeam foarte bine că tactic, dacă o să mă întrebați pe mine în locul PL-ul ce aș fi făcut, eu nu exclud că aș fi făcut exact același lucru, fiindcă e vorba și de o poziționare. Te gândești și la ziua de azi, ce este consecințe, dar te gândești și la ziua de mâine. Haideți să ne aducem aminte. Guvernul minoritar. Eu rămân în continuare, anul 2015, eu rămân în continuare pe poziția că PL-ul a avut interese absolut firești, politice, de a nu intra în coaliție până la alegerile generale locale din iunie 2015.
Fiindcă așa a fost interesul de partid și este normal. Și a avut de câștigat. Și a avut de câștigat. Corect. Acum să vedem. Plecarea lor acum poate să le aducă câștig în perspectivă. Nu exclud. Rămâne de văzut. Dar coaliția făcută cu Partidul Democrat anul trecut, în 20 ianuarie, a fost o greșeală a liberalilor? Politic vorbind. Ținând cont la ratingul care au ajuns. Nu cred că este... Nu că la locul ei. Nu este adresată. Da, sunt de acord. Nu este adresată cui trebuie această întrebare. De acord. PD-ul doar a avut de câștigat. Treaba PL-ului ce a pățit. Cam așa. Fiecare partid. Fiecare partid. Prin tot ce face bine, prin toate greșelile, prin toate abordările, deciziile, singur își croiește calea. Și își o determină. Partidul Democrat și-a croit-o așa cum și-a croit-o. Cu toate bunele, cu toate relele, cu toate greșelile, cu toate lucrurile bune care au fost făcute. Este norma principală pentru toate partidele. Eu categoric nu o să pot să spun că, iată, partidul cutare este vinovat în ce s-a întâmplat. Înseamnă că tu nu ai fost suficient de pătrunzător și nu ai putut să calculezi toate lucrurile. Domnul Mihai Ghimpu zicea recent la o conferință de presă că președintele țării Igor Dodon, președintele Partidului Unității Naționale Anatol Șalaru și Moscova sunt vinovați de arestarea lui Dorin Chirtoacă. Vedeți o doză de adevăr în asta? Eu chiar nu o să comentez acest lucru și o să vă spun de ce. Eu am opinia respectivă. La nivel general, o să răspund în felul următor. Dacă vrei serios să combați anumite fenomene, trebuie să înveți să lași la o parte culoarea politică. Prietenia, chestii, nu merge. Viața arată că în Republica Moldova nu merge. Poți să-l convingi de 1000 de ori. Eu am avut și cazuri în echipa Partidului Democrat și în trecut. Multe cazuri de genul ăsta. Când aveam o impresie despre om, trecea o jumătate de an, un an de zile, era la o funcție de răspundere, făcea prostii. Deci, este ferma mea convingere. Dacă luptăm cu corupția, hai și o luptă până la capăt. Eu cred că nimeni în acest oraș, în această țară, dar mai ales în acest oraș, merge pe stradă, vede foarte bine, ascultăm opinii, vedem cazuri concrete. Că în acest caz nu există, n-ar exista, cum se spune, nu există fum fără foc. E singur. Însă, nu o să mă lansez în comentarii acestei fraze spuse de domnul Ghimpu, pe simplu motiv. V-am zis, port un respect pentru el, totuși avem în spate mulți ani de colaborare. Am apreciat mereu caracterul direct și fără de fariseism, cel puțin în relațiile politice pe care le-am avut. De asta, dacă a spus domnului așa, lasă fie așa. Da, din răspunsul dumneavoastră, eu înțeleg că Șalaru, Dodon și Moscova n-au nicio treabă, ci doar pentru faptul că... Care să vă zic eu? Ce mă interesează pe mine? De ce ar trebui eu să mă bag în relațiile dintre Șalaru și domnul Ghimbu? Șalaru, la începutul emisiunii, am determinat că cunoaște omul foarte mult în această viață. E cel mai informat. Păi, asta este situația. Am oprit aici, am tras linia și am terminat. Una zice domnul Ghimpu, dar alții zic că domnul Vladimir Plahotniuc a decis arestarea domnului Chirtoacă. Da. Eu aduc aminte o emisiune hăt mai de mult. Începeți să o repetați, Gheorghe. Atenție, 5-7 ani de zile ceva trebuie de schimbat. Mă duc aminte într-o emisiune aici. Într-o emisiune aici, nu aici, în altă parte. Întrebările astea prind, pur și simplu. Probabil că prind. Dar trebuie să comentați totuși. Bine, s-a întâmplat lucrul ăsta. Și a fost o întrebare în privința lui Filat. Dar iată, este adevărat că Filat ăsta, Plahotniuc, l-a pus la închisoare pe Filat. Și atunci, dacă vă aduceți aminte, Gheorghe, care a fost răspunsul meu, că Filat este acolo grație ceea ce a făcut el și nu că cineva l-a băgat. Repet încă o dată, există o relație determinată între toți pașii din trecut și respectiv acțiunile din prezent și consecințele respective. Haideți să urmăm anume această normă. Lumea spune multe. A spus, spune și cred că va spune numai puțin și pentru viitor. Pare rău să constat, detest. Eu deja încep să detest maniera aceasta de a face politică
și maniera de comunicare, fără suprare să fie, nu se referă la dumneavoastră, dar în mare parte este deja și o trăsătură caracteristică și pentru mass media. Adică toți ne-am afundat, toți, toate componentele societății, într-o mlaștină, într-o năuceală din care ar trebui deja să ne gândim cum să ieșim. Și cine e vinovat? Eu nu cred că vom găsi pe tații fondatori sau cei care au lansat. Aici toate componentele și-au jucat rolul său. Nu o să mai desprindem de unde s-a pornit acest lucru. Dar constatăm consecințele. Liberalii s-au grăbit retrăgându-și miniștrii din guvern. Trebuia mai bine să-i lase până la numirea noului executiv. Nu, din nou. Dar aș fi fost eu în componența, de exemplu, bordul de conducere a PL, poate și intram în discuție la acest subiect. Am spus-o acum 5 minute în urmă, răspunzând la o altă întrebare. Din punctul meu de vedere, așa simt eu, cu un pic s-a exagerat cu abordarea emoțională, cu toate că undeva în interior aș putea să înțeleg. Dacă au hotărât ei așa să fie, ei își hotărăsc tactica și strategia partidului și destinul. Odată ce ei hotărăsc, ei se fac responsabili. Ce gândesc eu sau ce gândește oricine altul din alte formațiuni politice, dar nu contează deloc. Partidul Democrat s-a mișcat foarte repede, a numit viceministri în locul liberalilor, miniștrilor care au plecat. De ce să ne mire acest lucru? Guvernul este... Vorbim de partid, vorbim de guvern. Guvernul este... Nu am să laud PD-ul, eu din contră. Guvernul este un organism viu. Eu am lucrat 15 ani în structurile guvernamentale. Și în acest caz, chiar și dacă avem o lună jumate, două, da? Pentru toată perioada de reforme, noi miniștri, acest organism trebuie să funcționeze. Iar această funcționalitate trebuie să fie asigurată. Prea multe poziții goale, pustii. Lucrul ăsta este un pericol funcțional. Asta și se explică, asta și explică de altfel deciziile care au fost luate la guvern. Mulți din cei care detestă guvernarea și foarte mulți din cei care apreciază PD-ul susțin că o greșeală a fost numirea doamnei viceministru la educație, Lilia Pogorșa. Ați văzut știrile zilele astea referitor la... Ieri seara, după ce am venit din deplasare, fiindcă m-a aterizat cam seara târziu. Știți ce? Da, am prins. Nu știu nimic. Nu știu nimic la acest subiect, dar vreau să vă spun un singur lucru. Azi dimineața, de fapt, citeam, da, o critică din partea fostului ministru a educației, în adresa acestei doamne. Da. Doar că, din nou, din experiență și din viață, ce stă în spatele acestei critici? Sunt ele fondate? Este ceva adevărat la mijloc? Sau este doar o parte componentă a luptei politice? Fiindcă mi-ar părea straniu că Maia Sandu sau Năstase sau oricine ar fi să laude măcar o decizie a guvernului, chiar m-ar mira, reșind din faptul cum sunt ei. De asta, mai degrabă, lucrul ăsta îmi pare ceva firesc, că critică. Dar cum sunt ei, domnul Lup? Pardon? Dar cum sunt ei? Sunt cum sunt. Noi nu vorbim cum sunt ei acum. Noi vorbim de viceministru la educație. De ei sunt următoarea guvernare după ce plecați voi și socialiștii de la putere. Ah, adresat o întrebare, nu este același. Nu este bun. Noi suntem... De am fi fost o monarhie. Și aș avea atribuție sau aș fi aproape de casa regală, da. Dar cine poate să prezică astăzi rezultatele alegerilor parlamentare? Păi noi vedem cum lumea crește încet și ușor. Păi încet și ușor crește. Până atunci mai avem un an jumate. Eu sper în continuare să meargă mai sus. În limba rusă, din nou, ceva foarte firesc. În limba rusă este o zicală. Nu cunosc prototipul ei în moldovenește. Că ploh tot sergeant, care nu mișta, dar generalul. Păi este firesc să fii tu partid și să nu ai ambiție de creștere și de a veni la guvernare, halal de capul tău ca și partid. Bun. Când numiți un nou vicepreședinte la Parlament, doamna Liliana Palihobici a plecat? Și cine va fi? Bun, am intrat deja pe zona onor, că până acum discutam lucrurile da, așa. Da, dar acum, pentru că mergem spre final, o să mergem cam așa, dacă nu vă supărați. Prin pădure, cum așa, prin... Bun. Bine, subiectul ăsta nu o să ne ia mult timp. Nu am avut discuții cu colegii, nici măcar discuții pe o fază intermediară sau finală la birou permanent. Urmează a fi. Gândesc eu că și această pagină, fiindcă trebuie să fie completat neapărat,
În pofida faptului că lipsa în prezidiumul unui vicepreședinte nu este mortal deloc pentru Parlament, vă dați seama. Dar rigurile sunt riguri, tradițiile sunt tradiții. Dar cu el urma să-i revin. Noi avem o poziție socialistă, avem o poziție liberală deja, avem o poziție liberal-democrată, comunistă. Ce o să facem? O să anunțăm Marea Adunare Națională Parlamentară cu toate grupurile politice din Parlament și discutăm, aranjăm lucrurile și le punem la punct. Gheorghe, sincer să vă zic, nu-mi pare principal acest lucru. Și eu nu cred că moldovenii stau și nu pot să adorme, să adorme noaptea și se întreabă cine mă o să fie vicepreședintele Parlamentului. Eu sper foarte mult că o să fie o persoană demnă și pregătită pentru această funcție. Cu tot mai zice că timp de 100 de zile după instalarea noului guvern sau noului șef al statului, persoana respectivă nu se bate. Acum a trecut mai mult de 100 de zile de când îl avem pe Igor Dodon, președinte al țării. A ajuns șef al statului, inclusiv datorită Partidului Democrat, acuză iarăși Maia Sandu, Andrei Năstase, Renato Satăi, Șmulț, alții din opoziție. Cum apreciați dumneavoastră ceea ce face președintele Republicii Moldova, domnul Igor Dodon? Deloc bine. Din tot ce face, din tot ce am văzut eu, ce face până în prezent, ideile la care m-am referit și anterior și nu să-mi schimb opinia, federalizarea țării. Și văd că nu se oprește. Dacă cineva credea că asta va face parte doar dintr-o retorică electorală, simțeam că nu se va opri aici, fiindcă mai probabil nici nu este ideea președintelui țării. Este ideea pe care el doar o vociferează. Și este o idee pe care am auzit-o de mai multe ori, venită de la Moscova. De altfel, o primă încercare serioasă să se meargă pe această cale a fost memorandumul Kozak. De atunci însă domnul Voronin a avut toate greșelile pe care le-a făcut. A avut tăria să nu meargă pe această cale. Iată că se revine din nou pe această cale. Eu am avut discuții foarte deschise și productive. Mie mi-a plăcut foarte mult. Inclusiv cu parlamentarii europeni, la subiectul, fiindcă exact aceeași retorică este transmisă la întrevederile cu liderii acestor partide de opoziție de dreapta și acolo. Și atunci oamenii nu prea se duc în detalii. Bine, Moldova e departe. Sunt puțini din parlamentarii europeni care zi de zi, ei personal sau asistenții lor, intră pe site-urile moldovenești și fac un monitoring, un screening la toată 98% așa, din cele auzite. Și la unele din aceste întrevederi mi-a fost pus întrebare. Iată, nu ni s-a spus că Dodon a ajuns președinte grație Partidul Democrat. Și atunci am fost foarte sincer și am zis, păi, da, cum vă imaginați dumneavoastră? O să vină un politician, că de la voi, că de la noi, și o să vă spună, sorry, iată, influența din exterior, da, din partea oponenților, dar iată și greșelile pe care le-am făcut, una, două, trei, patru. Dar le-a plăcut foarte mult această sinceritate. Zic, niciodată nu o să vină niciun politician să vă spună am greșit eu. În cazul da, dați voi eu să vă zic unde a greșit. Și a fost deja doar 3-4 informații, absolut obiective, neinventate. 1, 2, 3, 4. Nu au fost mai multe la număr. Și au notat și au zis, foarte logic, acum înțelegem mult mai bine situația. Deci, nu este nici pe departe influența Partidului Democrat, trebuie oricare politician, și eu gândesc că este un atuș, nu o slăbiciune pentru el, trebuie să știi să-ți recunoști greșelile proprii. Poporul și are președintele care îl merită? Da, poporul își are mereu, mereu, președintele, guvernare pe care și-o merită. Asta este o axiomă. Axiomă pentru toate țările. Este o zicală doar, care spune exact același lucru. Igor Dodon își va duce mandatul până la sfârșit? Pentru că liberalii au încercat când erau în coaliție să vă propună să bine, o plăți afară. Teoretic, practic, pe de o parte, eu încă nu văd asemenea acțiuni. Eu văd declarații. Declarații cu tonele, cu duiumul. Eu cred că un președinte de țară în cadrul mandatului actual constituțional, al său, nici nu prea are altceva de făcut. Doar să Pierre era bun. Doar să se dea că declarații. Bine ca Pierre. Păi, eu vreau să vă zic... Chiar păi, și eu rămân șocat. Gheorghe, păi dacă nu are omul cu altceva să se ocupe? Nu are. Da? Ce mai are încă, potrivit Constituției? Numește judecători. Cam asta ce ar fi. Când mai apare la guvern, da, un ministru, o chestie, semnează legile, le promulgă. Și atunci,
În rest, ai timp cu duiumul. Ce să faci? PR. E și normal acest lucru. Până prezent, eu nu văd acțiuni, atrag atenție, acțiuni. Iată, din momentul în care o să-l văd că merge serios și face pași serios să rupă situația și să bage federalizarea. A, nu cred că o să fac. Dar acțiunile astea n-au scopul ca socialiștii să obțină peste 50 de mandate în următorul parlament? Nu ăsta e scop? Care nume acțiuni? Toate acțiunile președintelui Dodon. Asta cu siguranță. Bine, hai. Iată, am descoperit și noi America în discuția noastră. În pofida faptului că s-a detașat de Partidul Socialiștilor de iure, de fapt nu s-a detașat. Acest lucru este vizibil, toată lumea îl vede. Și atunci, de cele mai dese ori, acționează nu ca șef de stat, dar acționează ca și președinte de partid. Se vede, se simte. Nu trebuie să ai multă pregătire la acest subiect. Ca să închei răspunsul la întrebare. Bine, legislația țării, din momentul în care președintele țării face trădare de țară, încalcă legislația, eu dacă nu greșesc, avem toate prevederile cum poate fi demis. Este legea, dacă se ajunge la temeiuri foarte serioase, legea va trebui să fie aplicată. Nu se ajunge, nu. Mă întrebați opinia mea, ce simt eu, pentru moment. Nu vreau să fiu profet, fiindcă marja, coridorul de manevră a domnului președinte este foarte îngust. Fiindcă el este foarte dependent de Moscova. Peste măsură. Opinia mea s-a dus departe peste liniile roșii, pe care nu trebuie să le încalci. Dacă vrei să-ți păstrezi o anumită autonomie și o anumită poziție de negociere. Dar nu doar de obediență. Domnul Lupu, dumneavoastră în curând, dacă nu greșesc, faceți 51 de ani? Da. Acuș vine și lucrul ăsta. Păi, și ce-i cu asta? Și ați văzut multe, ați avut o carieră bună. Cel mai mare regret al dumneavoastră e că n-ați reușit să ajungeți președinte. Iată, colegul dumneavoastră, Igor Dodon, a ajuns președinte. Votat de popor. Gheorghe, am notat al treilea subiect pentru Jdimirea. Ok? Dumneavoastră vă mai uitați și la altele. Nu, din nou. Eu când simt că probabil ne mișcăm pe un alt domeniu care nu există pentru mine acest domeniu în activitatea mea profesională. Dar nu există și gata. Au fost cândva timpuri, poate încă 5-10 ani în urmă, când le luam și eu mai aproape de inimă. După care m-am învățat că nu. În activitatea profesională, puneți în funcție creierul, gândirea, trebuie să fii din altă categorie, fără, în rusă spune, jevați sople ninadă. Deci, sentimentalisme, lacrimi, chestii, regrete, la o parte, asta nu există. Dacă vrei să fii în această dimensiune de ocupație profesională, în actualitate de politică. Rămânim atunci la frații ruși, Partidul Democrat este așa de sinucigaș încât spune împotriva lui atât de dur. Eu mă refer la expulzarea 5 diplomați, nu prea au avut curajul din țările fostului spațiu sovietic, fostei SS, așa ceva să facă. Poți să porniți prin a spune că Partidul Democrat este realist și responsabil. Da? Nu este nici pesimist, nici optimist. Este foarte responsabil și, de fapt, e pe poziția de interes a statului suveran și independent Republica Moldova. Să repet mereu acest lucru, fiindcă niciodată nu am fost unionist și niciodată nu voi fi. Pentru mine, Republica Moldova este și rămâne a fi stat suveran și independent. Nu este tare simpatic ce se întâmplă astăzi în relațiile cu Federația Rusă, nu spunem direct pe șleau. Precum nu era nici tare simpatic ce persoanele care au fost expulzate, de ce se ocupau. Nu pot să pretind că rețin toată plenitudinea pachetului informațional, dar le cunosc suficiente. Și cunosc aceste lucruri încă de pe timpurile când îmi povestea și președintele Voronin, alegerile din 2005, multe istorii. Apropo, notați-le, vă rog, tot pentru joi dimineață, dacă o să avem ocazia. Acum, orice stat, deci relațiile între Republica Moldova și Federația Rusă, Federația Rusă există. Ea există, este o țară puternică sub toate aspectele, este o forță mondială. Am auzit țipete răcnete că noi trebuie să ne comportăm astfel încât de parcă ei nici nu ar exista. Nu, bine, astea sunt povești și o abordare foarte emoțională, o zic moale de tot, ca să nu o cataloghez altfel. Relațiile noastre cu Federația Rusă trebuie să se bazeze pe interese comune.
Există zone unde interesele coincid, există zone unde interesele nu coincid. Și atunci Republica Moldova, ca și țară, are două șiruri din situație. Prima, ori să aplece capul și să spună, nu coincid, atunci urmăm interesele dumneavoastră, ok? Ale mele, uit de el. Ori, unde eu, de fapt, sunt părtașul metodelor de negocieri, discuții, dar uneori mai explodează asemenea lucruri. Uneori, fie și partenerii mai mari urmează să fie întorși un pic spre realitate. Nu vă temeți de reacția Rusiei? Nu mă refer la expulzarea 5 moldoveni, 5 diplomați moldoveni. Nu trebuie să dramatizăm aceste lucruri, sincer vă zic. Eu am o experiență personală de ani buni și de relații mai bune cu diferiți parteneri, inclusiv cu Federația Rusă. Și am purtat negocieri în perioade de maximă încordare. Așa este sistemul de relații internaționale. Noi nu am ajuns într-o etapă supercritică. Se mai întâmplă. Repet, nu este plăcut, dar nici nu trebuie să spunem că stăm în pragul unui război, fie economic, fie nu știu de care alt gen. Eu am citit o postare ieri a domnului Sturza, a fost premier, care zicea că atunci când Putin este jignit, asta nu este bine. Pentru că el acceptă multe, el acceptă discuții, provocări și nu știu ce, dacă când îl jignește în halul ăsta, s-ar putea să... Eu fi spus, cred că domnul Putin personal, domnului Sturza, acest lucru. Bun, tot și a fost premier și omul știe multe de asta. Nu, când a fost domnia sa premier, citat. Putin, cred că nici nu apăruse încă, era încă la FSB, dacă nu greșesc. Deci nu a avut cum să comunice pe poziții premier. Din nou, am zis, este multă lume care știe foarte multe. Nu. Da. Totuși, dar Rogozin știe multe. Dar domnul Rogozin a zis azi că acțiunea guvernării este contra președintelui Dodon. Și Carasin, viceministrul de externe. Ați urmărit și tonalitatea, intonația? Încă o dată. Da. Areți, noi avem două ieșiri cu dumneavoastră. Adică două posibilități. Ori să facem o discuție pe un picior înalt, profesional, da? Sau să ne ocupăm de balabolism de asta. Eu nu sunt deprins cu balabolismul la emisiunea dumneavoastră. Așa m-ați deprins, Gheorghe. Sorry. Domnul președinte, eu vă întreb. Rogozin a zis-o, Carasin a zis-o, totuși soare. Pe care motiv o să vă spun un lucru pe care îl cunoașteți foarte bine și dumneavoastră, personal. În diplomație, în relații internaționale, contează 99% din cazuri. De ce mai deseori, nu chiar ce spune omul, nu-i așa? Dar cum o spune, de la intonația vocii până la expresia feței, expresia ochilor. E o artă, e o... Ce să vorbim? Dacă e să vorbim serios. Acum, nu intrăm în discuțiile astea, sunt prea de durată. Tragem linia. Nu este plăcută această situație, dar, repet încă o dată, nu este critică. Noi ne dăm foarte bine seama. Importantă este poziția a guvernului, a majorității parlamentare. Rusia nu este un partener ușor. Dar de el nu poți să mergi, nu poți să fugi, el nu dispare. Cu el trebuie să lucrezi. Pe alocuri mai greu? Da. Mai dur? Da. Mai ușor pe alocuri? Dar altfel, dacă nu îți bârlești uneori acii, într-adevăr, atunci când se depășește o anumită măsură, să știți că și partenerul cel mai puternic și mai mare, el nu o să te respecte. Iată, este paradoxul. Am înțeles. Respectul vine atunci când se vede și o bucățică de caracter, cel puțin. Și o penultimă întrebare, domnul președinte, e de pe Facebook. De ce dumneavoastră la 9 mai ați purtat în piept panglica Sfântul Gheorghe? Ori, dacă v-ar vedea partenerii dumneavoastră ucraineni, eu nu știu dacă este s-ar așeza cu dumneavoastră la o masă de discuții. Gândirea nu este prea întrebare bună și reușită. De pe Facebook. De acord. Deci eu sper foarte mult că autorul acestei întrebări ne privește, dacă nu, cumva, după emisiune, poate îi scrieți. Întâi și întâi de toate, comparația cu Ucraina categoric nu este valabilă. Această panglică este interzisă pe teritoriul Ucrainei. Ok? Noi vorbim de teritoriul Republicii Moldova, unde un asemenea atribut nu are nici o interzicere. Doi la mână, în realitate, adevărul este foarte simplu. Noi am organizat acea mare acțiune, acel marș, care, din punctul meu de vedere, a fost unul solid, emoționat și foarte frumos. Dedicat a două evenimente. Da? 9 mai, ziua Victoriei, ziua Europei. Pe această cale, Partidul Democrat a dorit să pună un punct foarte mare și să demonstreze că există și o altă viziune decât cea pe care o auzim
în toate mâncărimile dintre cei de stânga și cei de dreapta, că ori e 9 mai ziua Victoriei, ori e ziua Europei. Realitatea este că nu era să fie 9 mai 45, nu era să fie 9 mai 1954, când Robert Schuman a făcut prima declarație și a pus prima pietricică la fundamentul viitorii Uniuni Europene. Și atunci, dacă este o acțiune în egală măsură venită să cinstească ambele evenimente, din punctul meu de vedere, trebuie și atributele să fie la fel pe măsură. Or, ce am privit, ce avem ca atribute, drapele, ce am găsit că e un accent foarte bine pus, evident, da? Europa, ziua Europei, și am găsit mai puține, sau mai puțin vizibile, atributele care vorbesc de 9 mai, ziua Victoriei. Și atunci cineva din colegii care erau alături avea vreo 3, 4, 5 stegulețe. Mm-hmm. De fapt, era o insignă, 9 mai și Sfântul Gheorghe. Și mi-am zis, ca om care face parte din bordul de conducere a Partidului Democrat, dacă dorim să demonstrăm acest echilibru și valența ambelor conotații, asta și a fost lucru pe care l-am considerat absolut necesar să-l fac pentru a evita tot felul de interpretări, dar chiar și speculații din partea inamicilor, că uite, băieții ăștia au anunțat că e și 9 mai ziua Victoriei și ziua Europei, dar în realitate nu fac decât doar invenit dedicat unei singure importanțe. Simplu. Clar. Realitățile, de cele mai deseori, știi ce am observat? Realitățile au ca și substrat niște motive foarte simple. Atât de simple. Și când te uiți și Facebook și altele, Doamne ferește! Eu stau uneori și mă gândesc, cu atâtea invenții, cu atâtea teoreme, cu atâtea concepții atât de sofisticate, eu uneori chiar mă întrebam, dar lumea asta de unde are timp liber atât de mult să inventeze toate chestiile astea? Lucrează, nu? Sau poate asta și este jobul multora, fiind plătiți pentru asta. Nu știu eu dacă-s plătiți, dar Facebook PD-ul are tare mulți din ăștia care... Eu gândesc că... Susținători, să numim așa. Hai, mi-ai spus de susținători. Eu pot să iau pe Facebook și pe multe alte și comentarii, da? Agenții de presă. Eu citesc noutățile și văd comentariile. Și mă conving de un lucru. A câte oară. Noi, Republica Moldova, avem presă pluralistă. Dar nu avem presă independentă. Ea nu există. Obiectiv nu există. 99% din toate mijloacele mass media sunt afiliate într-un fel sau altul, simpatizante într-un fel sau altul. Deci eu nu zic că dependente, da, financiar, în modul ăsta simplu și banal și primitiv de înțelegere. Însă mass media care să pună foarte echilibrat, să vorbească și despre unii și despre alții, nu despre unii de rău, despre alții doar de bine. Cam așa se întâmplă. Dar să vorbească de toți echilibrat, și critici, și laude. Foarte puține. Emisiunea dumneavoastră este o excepție. Așa, ca să... Da, 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 frumos, mulțumesc. Da. Și, domnul președinte, eu vă mulțumesc tare frumos că ați fost la noi emisiune. Dar înainte de asta mai am o mică precizare, o întrebare. Acum un an și ceva, un an și un piculeț, domnul președinte al Parlamentului, Adrian Candu, zicea la o emisiune televizată că peste un an vom trăi mai bine. Peste un an. De el precis că acum un an, spunea lucrul ăsta. În martie, zicea. Martie anul ăsta. Anul trecut. Martie anul trecut. Da. Trebuie să verific acest lucru. Așa? S-a cam grăbit el atunci când a zis că peste un an vom trăi mai bine. Noi trăim mai bine decât acum un an și două luni. Deci așa. Este o întrebare foarte bună, foarte serioasă, care cere o abordare și un răspuns foarte serios. Și eu cam văd cum ar putea să apară acest răspuns. Invitați pe Adrian Candu la emisiune și vine domnul președinte al Parlamentului, eu sunt mai mult ca sigur că nu o să ignore o asemenea invitație. Eu respect emisiunile, indiferent de canal. Și eu sunt mai mult ca sigur. Eu o să fiu foarte convingător cu toate argumentele în a vă răspunde la această întrebare. V-ați gândit vreodată vreo carieră de ministru de externe? Mulțumesc pentru compliment sau pentru aprecierea calităților. Ministrul externe, nu. Nu. Eu, în general, nu mă atrage cariera diplomatică, de ambasador, de chestii. Mă râdeam chiar, mă prăpădeam de râs într-un fel.
la începutul anului, când auzeam toată isteria asta de când America o să merge, în Statele Unite. Chiar e nostru lucrul ăsta. De asta ziceam că oamenii nu prea au ce face sau sunt balaboli cei care inventează aceste lucruri. Nu. Totuși, din toate proiectele pe care eu le văd, ele sunt aici în țară. E greu de explicat, dar poate și ușor de explicat. E o stare internă de spirit. E țara mea, aici m-am născut, aici vreau să trăiesc, aici vreau să-mi văd deja în creștere și nepoții, fiindcă copiii, slavă Domnului, deja 20-22 de ani. Iată așa este crezul și dorința mea. Ministru, nu m-am gândit. Nu cred. Credeți-mă un lucru, că anumite deprinderi, da? Sau capacități, sau calități care sunt bune în diplomație, ele pot fi folosite nu doar în activitatea diplomatică, dar și în cea politică, chiar și în business, peste tot, dar chiar și în viața zi de zi. De acord. Vă mulțumesc, domnul președinte, că ați fost la emisiune. Mersi pentru invitație. Vă doresc mult succes în continuare și o seară cât mai calmă. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de astăzi, emisiune importantă. Să trăiți frumos și bine, doamnelor și domnilor. Și să vă văd mândri. Seară bună.